Sunt ok? Bună, bună! Ne uităm și noi. Da. Necunoscători. Locuiți în Marea Britanie? Da. Sunteți columbofiți? Vorați aici? Da. De la anul sper să zbor. Am înțeles. E în pregătire. N-am avut condiții până acum și anul ăsta... Și ați venit să vă achiziționați ceva frumos, nu? Și bun, nu? Trebuie, avem mulți. Cred că am 100 deja, nu? Aveți deja porumb de aici, nu? Da, da. Ce categorie? Ca boala. Preferați? Long. În România, numai de distanță mare, extrem și... Da, maraton extrem. Aici am și din aia, mi-am adus aici. Aici nu prea merge. Aici e mai mult sprintul, distanță medie. 400-500 de kilometri. Avem și de aia, și de aia. Zburați peste canal sau spre nord? De la anul o să încercăm să spunem. Spre canal, nu? Păi că doamna e foarte pasionată de porumbei, soția, nu? Păi, cum e, doamna? Microbii se agață, nu? Vrei, nu vrei, agăți. Vreau să-l văd pe... Vă place asta? Da. Vă plac bălțații, nu? E în mod special, mie nu. Nu vă plac, nu? Uite ce frumos e, uite, 150. Un mascul bălțat din Porsche. Da? Și... Era alb. I-am pus numele. Vreau să-i las eu o femelă? Da, și am femelă pentru el, dar ea vrea ceva tot așa bălțat. Mie nu-mi placă. Să mai expuși la răpitare. Culorile deschise. Știe doamna, nu? Foarte inteligent porumbel. Uite, să știți că nu-i chiar așa aici. Nu e așa? Eu n-am o să... Mie mi-a... De exemplu, anul ăsta mi-au luat patru guți. Guți. Roșii, tărcații, guți nu. Cuci nu, n-aveți cuci? Nu. În România, da, într-adevăr, aia mai bălțații, mai ăștia, mai care bat la opți, agață mai ușor. Aici... În România unde zburați? În ce zonă? Dar nu am zburat în România. Adică am zburat de vreo câteva ori, mai mult în... Eu sunt plecat de mulți ani, știi, și nu prea am avut timp niciodată. Înainte am avut porumbei de expoziție. Am avut voiajori germani. Dar întotdeauna a fost boala mea... Și în România, din ce zonă sunteți? Timișoara. În Timișoara, nu? Frumos. Deci zburați pe vest? Vest, da. Am zburat de vreo câteva ori, mai de mult, să am avut 15 ani, în Ungaria, în Germania. Și am avut un mascul foarte, foarte interesant. Am trimis o dată în Ungaria, era un zbor la granița cu Austria, ceva de genul ăsta. Și aveam o... Nu știu, cred că era la a treia pană. Și l-am trimis la zbor așa mai mult ilegal, să zic așa, cu un transport de legali și avea câteva luni oricum și i-a bătut pe toți cu 20 de minute, 23 de minute. Dacă a fost motivat, sănătos? Da, pui. Pui. Și de atunci aia mi-a rămas și l-am și în ziua de astăzi. Foarte bun. L-ați adus aici, nu? L-am adus aici. Am pus aici, l-am dus înapoi acolo. Am scos din el și cu el, cu... Urmașii lui cu puii lui vreau să-mi fac eu aici un amestec a meu. Să creați o linie, nu? Da, fiecare are amestecul ăia acasă, care îi cunoaște. Cred că va trebui să cumpărați ceva aici astăzi. Am prea mult, am băgat prea mulți bani. Doamna, nu vă lasă, ia uite, ați făcut atenție, se analizează pe tine. Foarte inteligent, porumbel, zic eu. Foarte inteligent, extraordinar. Ce vă trebuie, mascul, femelă? Mie nu-mi trebuie nimic, Foarte inteligent, mi-ți uite la ăștia care vin la târguri, da. Restul de acum. Ana. Nimeni n-aduce ceva. Ne distrăm. Aici. De unde sunteți? Eu sunt din București. București. Eu cred că vă cunosc pe dumneavoastră după glas mă cunoașteți. Da, ați făcut foarte multe interviuri cu multă lume. Administratorul de la România, Aristin Pijos. Ne pare bine de... Și mie, să știți. Domnul Cărmărăzan a făcut multe. Domn Vizirghean, cu domnul Cărmăzan, da. Mai înveți, mai agăți câte ceva. Domnul Vârstă care a murit acum din Iași sau da, de unde? Da, Vasilescu, Mihai Vasiliu, nu? Sunteți pasionată sau dragoste după pasiunea scosului? Dragoste preluată, da. Preluată, nu? Mă bucur. Aici unde locuiți, în Londra? Nu, Nottingham. Nottingham. Înseamnă că o să venim, o să trecem în anii următori să vă filmăm crescătoria. Am drag, avem o volieră cred foarte frumoasă. Da, nicio problemă. Mă bucur. Cu cine am avut plăcerea să stau de vorbă? Traian, mă numesc. Domnul Traian și mai cum? Da, Bârsan. Bârsan? Da. Mă bucur, domnul Traian. Ne bucurăm și noi și succes și videouri frumoase să realizați. Vă mulțumesc. Vă urmărim. O să o vedeți acolo.
Să rădui noi încă o dată. Zi bună, numai bine!